În urma furtunii devastatoare Dana, regiunea Valencia s-a transformat într-o scenă a distrugerii. Apele învolburate au năvălit fără milă peste case, străzi și vieți, distrugând totul în calea lor. Dezastrul a lăsat în urmă 215 morți, un număr semnificativ de dispăruți și peste 360.000 de persoane afectate. Mii de oameni au fost forțați să-și părăsească locuințele, lăsând în urmă amintiri și speranțe îngropate sub straturi groase de noroi. De dimineață până seară, zgomotul constant al buldozerelor și vocile voluntarilor răsunau în aer, în timp ce comunitatea se străduia să găsească puterea de a-și reconstrui viețile. În mijlocul acestui dezastru, ceva extraordinar a început să prindă contur. Din toate colțurile Spaniei, voluntarii noși s-au mobilizat pentru a aduce alinare celor afectați. Mii de oameni, fără să aștepte vreo recompensă, și-au lăsat propriile vieți în urmă pentru a oferi ajutor semenilor lor. Printre acești voluntari, mulți români din diaspora s-au alăturat eforturilor, arătând că solidaritatea nu are granițe. Așa a început și povestea echipei noastre, care s-a alăturat grupului de voluntari ai restaurantului acasă. În noaptea rece și liniștită de sâmbătă, la ora 3:30, echipa Lira TV s-a reunit cu voluntarii de la restaurantul acasă, sub conducerea Ruxandrei Focșa, patroana restaurantului și o femeie inimoasă, care a sărit imediat în ajutorul sinistraților, acesta fiind al doilea drum al ei către zona afectată de inundații. Atmosfera era încărcată de determinare și solidaritate, în timp ce patru furgonete se umpleau cu materiale de strictă necesitate pentru o misiune importantă. Să ajungă la sinistrații din Cataroja, o localitate puternic lovită de furtuna Dana și pentru care echipa a obținut autorizație ca să poată intra în acea zonă cu ajutoare. Deși oboseala se resimțea după o noapte lungă de muncă, niciunul dintre voluntari nu s-a lăsat descurajat. Cu inima plină de dorința de a ajuta, au pornit în tolul nopții către destinația lor, fără să știe ce îi așteaptă. După câteva ore de drum prin ceața densă, ochii obosiți și trupurile epuizate, echipa și voluntarii au ajuns în apropierea zonei sinistrate. Aici, întâmpinați de multiple filtre de securitate ale armatei, au fost nevoiți să aștepte la cozi lungi alături de alte mașini încărcate cu ajutoare. În timp ce furgonetele avansau încet spre punctele de control, voluntarii noștri au privit cum sute de oameni veniți din toate colțurile erau uniți de un singur scop, să aducă alinare celor ce au pierdut totul. Pe podul care venea dinspre gară era un flux necontenit de voluntari care se îndreptau spre zona sinistrată. Pe o laterală a drumului se putea vedea râul care a dat pe din afară în urma ploilor torențiale și care a provocat acest dezastru. Când în cele din urmă au reușit să treacă de filtrele de securitate, ceea ce au văzut i-a lăsat fără cuvinte. În Cataroja, echipa a fost întâmpinată de un peisaj de coșmar. Scenele care li se desfășurau în fața ochilor erau de neimaginat. Mormane de mașini avariate, case parțial dărmate și noroi cât vezi cu ochii. Aerul era îmbibat de un miros greu, un amestec de apă stătută și materiale putrezite. Pe străzi, oamenii încercau să curețe cu furtune subsolurile inundate, în timp ce echipele de intervenție scoteau resturile din clădirile prăbușite. Totul părea ireal, un oraș întreg acoperit de noroi și suferințe.
În mijlocul acestei scene apocaliptice, voluntarii au ajuns la punctele de distribuție organizate de armată, care țineau totul sub control. Nimic nu intra și nu ieșea de acolo fără aprobarea și controlul lor. Ruxandra, împreună cu echipa ei, cunoscând deja nevoile specifice ale localnicilor din prima lor vizită aici, au pregătit pachete personalizate. Printre cei care aveau nevoie de ajutor, era o bătrână care nu putea coborî scările și care și-a găsit sprijinul în Ruxandra, ducându-i bătrânei personal cutiile cu provizii până la ușă. Am ajuns înainte să vină la tormenta Dana. Am ajuns acasă cu o jumătate de oră de la muncă. Când am urcat sus, băiatul era foarte speriat, se uita pe geam cum îmi vedea venea apa, într-o fracțiune de secundă. Dar n-am avut niciun ajutor până acum vreo 3-4 zile. A început să vină ajutoare, să ia gunoaiele după stradă și încet, încet începem să ne revenim la normal. Printre emoțiile și agitația zilei, un moment special a adus zâmbete. Un băiețel, cunoscut de echipă din prima lor misiune aici, urma să împlinească 3 anișori. Cei de la restaurantul acasă i-au pregătit un tort și au cântat cumpleaños feliz, aducând un zâmbet pe chipul copilului. Chiar și în haosul din jur, această mică atenție a adus o rază de speranță. Deși totul era în ruină, bucuria reușea totuși să aducă un strop de alinare în inimile acestor oameni atât de greu încercați. Suntem într-o comunitate destul de închisă de vecini care aveau nevoie de toate produsele de curățenie. Încercăm să plecăm mai departe, ne deplasăm destul de greu pentru că drumurile sunt blocate. Autoritățile încearcă să-și facă bine treaba. Ce pot să vă spun decât că ne simțim extraordinar că am putut fi de folos acestei comunități. Plecăm mai departe. În timp ce explorau zona, echipa noastră a fost invitată de un grup de localnici într-un garaj subteran pentru a vedea cu ochilor amploarea pagubelor. Acolo, nivelul apei și mizeria acumulată erau copleșitoare. Scenele surprinse reflectau impactul devastator al furiei naturii care s-a abătut asupra acestei zone. În întunericul subsolului ne-am confruntat direct cu adevărata amploare a distrugerilor lăsate în urma acestui dezastru. Vale, mira, en principio el agua cuando vino hacia nosotros, el agua venía de esa dirección y comenzó a irrumpir acá en contra de la finca, ¿no? Este garaje. Aquí podemos ver cómo el agua ha entrado por la parte de allí de la calle que está paralela allí y ha llenado todo estos bajos que están desocupados. Aquí existía un muro, un tabique, un muro, la parte de allá también y todo eso ha caído acá. Todo eso ha caído acá y comenzó a llenarse el garaje. Y aquí vamos a entrar a la boca del garaje. Aquí vemos cómo ha quedado parte de la entrada del garaje. Los coches que estaban acá. Podemos avanzar acá. De fallecidos no, gracias a Dios no. Había un rumor que dentro de los trasteros estaban viviendo personas. Los bomberos han venido y en cuanto pudieron desocupar un tramo de agua,
vinieron y estuvieron abriendo los trasteros, pero no hallaron a nadie, gracias a Dios. Luego ya los bomberos comenzaron a romper los cristales de los coches para verificar si habían ahí personas. Sí. Vamos a ver aquí la parte eléctrica, que también fue afectada la parte eléctrica. În drumul lor, echipa a surprins imagini cu o casă complet devastată. Pe pereți încă se vedea linia apei care ajunsese în acea casă și care era la doar câțiva centimetri de tavan. Singurul obiect rămas în picioare era un dulap, unde proprietarii au pus o fotografie de familie, un simbol dureros al pierderilor suferite. În mijlocul ruinelor, o simplă fotografie amintește de viața care a fost aici cândva. Pe bulevarde, excavatoarele lucrau neîncetat pentru a curăța mormanele de mașini și noroi, însă revenirea la normalitate părea încă departe. După o noapte și o zi lungă, voluntarii din echipele noastre și-au încheiat misiunea. Obosiți, dar mulțumiți, au pornit înapoi spre casă. Pe drum au întâlnit alte grupuri de voluntari care se îndreptau spre zona afectată, demonstrând că, în fața dezastrului, ajutorul uman nu are limite. Drumul este lung, dar inimile sunt pline de speranță. Empatia și compasiunea dovedesc că omenirea se ridică deasupra oricăror bariere.